Maria s-a luptat profund cu divorțul ei neașteptat. Din senin, în timpul cinei, soțul ei a declarat: Maria, iubesc o altă femeie și vreau să divorțăm. Sper că nu vei crea obstacole. Oamenii se îndrăgostesc și merg mai departe, să știi. Acești 16 ani pe care i-am petrecut împreună au fost buni, ne-am crescut bine fiica. Dar totul se sfârșește în cele din urmă. Nu voi împărți apartamentul, nu sunt atât de lipsit de inimă. Voi pleca cu lucrurile mele, ca un om decent. Julia este adultă și sper că nu va fi o tragedie semnificativă pentru ea. O voi susține financiar, desigur. Nu e nevoie să cereți pensie alimentară, îi voi da mult mai mult decât este necesar. Ești încă tânără și frumoasă, cu siguranță vei găsi un bărbat bun. Îți doresc sincer asta. Dragostea este un lucru ciudat, mă simt ca și cum mi-ar fi crescut aripi. Maria nu a înțeles imediat sensul cuvintelor soțului ei: divorț, aripi, despre ce vorbea. Te părăsesc, Maria. Mâine voi pleca pentru totdeauna. Maria a trăit în ceață timp de câteva zile. Își amintea fac de plecarea soțului ei, de faptul că plângea pe canapea, îl înjura, bea o sticlă de vin și apoi îi era greață. În mod surprinzător, fiica ei a primit cu calm plecarea tatălui ei. Mamă, nu mai plânge. Teneci în lacrimi, ajunge. Chiar și prietenii mei, aproape toți, au părinți divorțați și sunt bine. Tu doar exagerezi. Nimic nu-i mai aducea bucurie Mariei. A încetat să mai aibă grijă de ea însă și, neglijându-și aspectul și îngrijirea personală. De ce să se deranjeze? Pentru cine? Se simțea ca o femeie nedorită, chiar și de ea însăși. La serviciu, acasă, la cumpărături, la televizor, trecea prin moțiuni, lipsite de dorința de a vorbi chiar și cu fiica ei. Viața vibrantă de adolescentă a Juliei, plină de școală, prieteni și petreceri, nu prezenta niciun interes pentru ea. Într-o zi, Maria a observat un telefon nou în posesia Juliei. Julia, de unde ai luat cel mai nou iPhone? Te întâlnești cu un Rockefeller sau ceva de genul ăsta? Nu știu cine este Rockefeller, dar nu mă întâlnesc cu nimeni. Oana mi-a dat acest telefon. Cine este Oana? A întrebat Maria. Oana este noua soție a lui tata. Îmi petrec weekendurile la ei acasă, a răspuns Julia. Maria își privea fiica cu uimire și a spus: nu trebuie să-ți dea nimic. Ea nu înseamnă nimic pentru tine. De ce mi-ar păsa? Ea a dat, să fie. În plus, ea este cool, elegantă și modernă. Nu ca tine, cu părul atârnând ca ungheață și purtând aceiași blugi și rochii vechi. E amuzantă, ascultă muzică bună, suntem pe aceeași lungime de undă. Acum înțeleg de ce tata te-a părăsit pentru ea. Ea aduce bucurie, nu melancolia verde pe care o ai tu. Tata o iubește mult, în curând îi va da un fiu, ceea ce tu nu ai putut face. Maria era nedumerită de modul în care ajunsese să-și pălmuiască fiica, un fel de eclipsă o cuprinsese. A fost foarte dureros să o asculte pe iubita ei fiică, numind-o trădătoare. Oh, deci așa stau lucrurile. Ei bine, mulțumesc, mamă. Nu mă vei mai vedea niciodată. Ca să știi, soția ta este mai bună decât tine și acum mă va crește ea pe mine. Julia a fugit în camera ei, și-a pus rucsacul într-o geantă, și-a aruncat hainele și-a ieșit în grabă din apartament. Maria se plimba din cameră în cameră. Nu știa dacă să o oprească, să-și ceară scuze sau să o certe pentru un asemenea comportament. Ușa s-a trântit, fiica ei dispăruse. Ei bine, dacă nu are nevoie de mine, poate trăi cu ei, a gândit Maria, ca și cum schimbul de furie pentru soțul și fiica ei ar fi inspirat-o să-și facă o nouă coafură și o nouă culoare de păr. Maria a devenit blondă, un lucru la care visase din totdeauna, dar pe care se temea să-l încerce. Noua culoare a părului se potrivea perfect cu ochii ei albaștri.
privindu-se în oglindă, a simțit dorința de a face alte schimbări. A mers la mall și s-a răsfățat cu niște haine frumoase. Simțindu-se ușurată în suflet, și-a îmbrățișat noua libertate descoperită ca femeie singură. Era sigură că fiica ei, în nebunia ei, se va răzgândi și se va întoarce. A sunat-o pe Julia de câteva ori și, de fiecare dată, Julia a răspuns cu reticență și cu nemulțumire. Maria a ignorat-o și nu a invitat-o acasă, la urma urmei, nu a dat-o afară. Au trecut 6 luni, iar Maria se simțea foarte bine în rolul ei de femeie divorțată. Începuse o poveste de dragoste cu șeful ei, care divorțase cu câțiva ani înainte. Fosta lui soție îl părăsise pentru un bărbat mai tânăr. El o plăcuse pe Maria și înainte, dar ea era căsătorită atunci. Maria putea vedea că el o privea altfel acum, după divorț. De ce să nu înceapă o nouă relație? Eugen era generos și afectuos. Maria se bucura de atenția și cadourile lui. Într-o zi, s-a întâlnit cu fiica ei pe stradă, în timp ce cobora din mașina lui Eugen. Mamă, cine este tipul ăsta care te plimbă cu mașina? A întrebat Julia. Este șeful meu, Eugen, și avem o relație, a răspuns Maria. Mamă, vreau să mă duc acasă. Oana a născut un fiu, iar acum nu mai e nevoie de mine. Eu sunt, ca de dacă gratuită. Radu plânge mereu, Oana e mereu supărată și se descarcă pe mine. Și tata e mereu supărat, se plânge de cheltuieli. Iar tu, tu arăți bine. Ți-a cumpărat Eugen aceste haine? Nu, mi le-am cumpărat singură. Acum am un salariu bun, m-au promovat la serviciu. Cheltuiesc pentru mine, știi, a început o nouă viață pentru mine după divorț. Pe tatăl tău, bineînțeles, l-am iubit, dar acum sunt fericită. M-am eliberat de relațiile din trecut și trăiesc și mă bucur de ceea ce este minunat. În acea seară, Eugen a cerut o căsătorie pe Maria, dar ea a refuzat, spunând că nu era pregătită să se căsătorească din nou. Eugen a acceptat răspunsul ei, înțelegând totul. În ziua lor liberă, Maria și fiica ei au mers la mall cu gențile pline de haine noi, părăsind fericite magazinul. Julia, Maria, bună! Arătați amândouă fantastic! Dintr-o dată, a răsunat vocea lui Alex. Hei, tată, suntem la cumpărături! Apropo, nu mi-ai mai dat bani de ceva vreme, a spus Julia. Alex a băgat mâna în buzunar, a scos câteva bancnote mototolite și i le-a dat fiicei sale. Julia a luat banii și i-a băgat în geanta ei. Dintr-o dată, a apărut Oana cu un copil în brațe. Maria a privit-o atent pe Oana, scundă, zveltă, părul dat pe spate, fără machiaj. Nimic deosebit. Maria era mult mai atrăgătoare. Dragă, fiul nostru are nevoie de o salopetă nouă, iar eu de o jachetă nouă, în timp ce tu te-ai lăfăit în diverse lucruri pentru fiica ta, a spus Oana supărată. Oana, ești confuză. Sunt fiica lui legală și el este obligat să mă întrețină. Te-ai schimbat, dintr-o fată dulce, te-ai transformat într-o cicălitoare, a strigat Julia la Oana. Julia, mergem acum, a spus Maria, apucând-o pe Julia de mână. Mamă, de ce m-ai luat de acolo? I-aș fi spus totul. Oana este doar o broască. Mi-a cumpărat un telefon cu banii lui tata, pretinzând că vrea să-mi câștige încrederea. Și a funcționat. A spus Maria. Ai lăudat-o atât de mult, spunând că eu nu sunt nimic în comparație cu ea. Îmi pare rău, mamă, nu știu ce mi-a venit, deși știu, m-am mituit cu un telefon. Am căzut în plasă, a trebuit să plătesc iPhone-ul având grijă de copilul ei, schimbându-i scutecele și hrănindu-le cu lapte praf în timp ce ea se relaxa sau ieșea în oraș. E o manipulatoare. Mamă, ești atât de calmă. Vorbești despre ei cu calm. Pentru că sunt fericită și nu-mi pasă de ei. Lasă-i să trăiască și să se bucure. Ai înțeles, draga mea,
că nu trebuie să te agăți de cineva care vrea să plece. Timpul va rezolva totul. Câteva luni mai târziu, Maria a acceptat o cerere în căsătorie din partea lui Eugen. Au semnat actele la oficiul de stare civil într-o zi obișnuită și au sărbătorit cu o cină la un restaurant, însoțiți de colegi. Mamă, a venit tata. I-am spus că v-ați căsătorit, a spus Julia. Vrea să te felicite. Ieșiți afară. Maria a ridicat din umeri, întrebându-se de ce a venit. Cu toate acestea, a părăsit restaurantul. Eugen era absorbit de conversație și nu a observat absența ei. Alex, ce cauți aici? L-a întrebat Maria pe fostul ei soț, care stătea cu un buchet de trandafiri albi la intrare. Am venit să te felicit. Fii fericită, Maria. Regret că te-am părăsit. Dragostea m-a orbit atunci, nu am apreciat ceea ce aveam. Îl iubesc pe fiul meu, bineînțeles. Mama lui nu mă mai iubește și nu știu ce să fac. Nu pot să-i abandonez, dar e insuportabil să trăiesc cu ei. Ea mă epuizează. Am fost prins, Maria, a spus Alex. Tu ai ales această viață, acum trăiește-o. Eu o iau de la început. Sper ca nimeni să nu se debaraseze de mine ca de un lucru nedorit. E timpul să mă duc la soțul meu. Și dă-i florile soției tale, o să apreceze. Apoi Maria s-a îndepărtat cu un zâmbet și s-a întors în hol. Bucuria îi umplea sufletul. Fostul ei soț regreta că a părăsit-o și asta merita. Dar nu a stat prea mult timp cu gândul la el, fiindcă era absorbită de noul ei soț și de mica viață nouă care începuse de curând în trupul ei. Dragi prieteni, aceasta este povestea. Și vă mulțumesc că ați ascultat până la sfârșit. Nu uitați să vă abonați și să dați like, dar și să dați click pe iconița clopoțelului pentru a fi anunțați de videoclipuri noi. Toate cele bune!